Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. Cineva mă roagă de ceva timp să fac o etalare pentru cei singuri sau cei care s-au despărțit de curând sau sunt aproape pe cale să se despartă și sunt curioși cine va veni nou în viața lor. Nou poate să fie și o persoană pe care o cunoașteți, dar cu care n-ați avut de a face prea mult, n-ați reușit să vă cunoașteți personalitățile, să experimentați o relație în sine. Bine, asta nu înseamnă, nu garantează că datele pe care le primiți ar putea să vă anunțe și o relație, dar, în general, oamenii care așteaptă persoane noi, în general, oamenii așteaptă o nouă relație, o nouă persoană. În fine, aveți de ales între, scuzați-mă, manicura, după ce termin etalarea, eu mă duc să dau cu lavabilă. Așadar, poate să fac și o etalare. Pe șantier. Pe șantier. În fine, rămâne de văzut. Aveți de ales între numărul 1, 2 și 3. Cele două brățări, un soi de yin și yang, alb și negru. Fenixul pe care știți că-l ador. Fenixul meu. Și, doi, n-am știut ce să vă pun să alegeți, sunt așa mai drăgălași. Și cei doi cercei de la Melimelo, o lună și o stea. V-am mai arătat eu cândva, nu știu, poate unii vedeți pentru prima oară. Steaua e neagră, dar are aici galben. Luna e galbenă, aurie, dar are aici negru. E drăguț. E un soi de schimb de energie între cele două. Așadar, vă puneți pauză, vă alegeți. Înainte să începe talarea, am ales deja cărțile. Bănuiesc că majoritatea care mă ascultați de ceva timp și nu doar pe mine, vă dați seama că medităm, că ne curățăm energetic înainte și după etalări. Dacă cei care n-au încredere în cărțile pregătite, chiar acum, eu știu, să zic un minut, înainte de începerea etalării, dacă nu aveți încredere, puteți să ascultați în altă parte. Și, în general, dacă nu aveți încredere în tarot, nu mai ascultați. Ascultați altceva, ascultați muzică, faceți altceva dacă nu aveți încredere. Da? Adică, nu are rost să mai spuneți, a, că nu vreau, că nu cred, că dacă nu crezi, nu mai asculți. Cam atât deocamdată. Deci, numărul 1, 2 și 3. Hai să vedem. Așa, să pun eu cărțile. Acum, hai să începem să vorbim despre numărul 1, să scoatem cărțile. Așa, mi-aduc aminte că acesta a venit pe orizontal. Vedeți cărțile? Puteți să le pun mai aproape. Deci, dorința, 6 de cupe și 3 de spade care a picat pe jos pe orizontal. Aș spune că ar fi un blocaj sau rămâne de rezolvat această problemă. Angajamentul 3-6. Angajamentul. Ah, interesant! Alt 3-6. De două ori 3-6. Pentru cineva este foarte important. 36. Da. În acest context aveți scopul sau scopul. În timp ce vorbesc, aud. Scopul scuză în mijloacele. Scopul și rechinul, de fapt. 25. Sămânța inimii. Se vede? Nu. Trebuie să pun aici mai jos. Sămânța inimii. Be humble. Primul pătrar de lună în leu. Și detoxifiază-te, lună plină în taur. Ce mai vine? Stres și un soi de 7 de bâte. Apoi aveți îndrăgostiții, faetonul, marea preoteasă și regele de spade care a venit tot așa pe orizontal. Vedeți cărțile în principiu, da? Seed of heart.
În primul și în primul rând, ce văd? Văd planete în Taur, în Leu, în Capricorn, posibil și în semne de apă, Peștera, Scorpion și în semne de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, Peștiar, Rac, iar, Gemeni, iar. Ceva foc, dar focul acesta deocamdată este aspectat sau a fost aspectat mai negativ. Este un personaj care, personalitatea acestui personaj este rechinul. Este o personalitate care teoretic ar trebui să se schimbe. Teoretic ar trebui să se schimbe un personaj care este foarte hotărât, decisiv, bărbat, femeie, să aibă ceea ce își dorește. Da? Însă, în un soi de go-getter, dar când Mura, oprește-te, Mura, dar aș spune că acest personaj are tendințe toxice, tendințe de a dezamăgi, trei de spade, a venit într-un fel ca blocaj, da? Tendințe de a manipula, poate că în sine e are tendințe toxice. Nu știu exact dacă din motive, din așa a fost educată, sau eu știu ce aspecte planetare are în harta natală și manifestă această tendință toxice. A venit și dorința. Dorința care uneori o asociez cu diavolul. Dar ce interesant este că în aceste de cărți are numărul 20. Aș spune că această dorință și acest foc interior, e un foc interior, această dorință de a avea lună plină în Taur, Taurul care în general e posesiv, Capricornul care într-o anumită formă este ambițios și dorește și el să aibă, să conducă, toate cele trei cărți, plus stresul, plus trei de spade, sugerează și regele de spade pe orizontal, sugerează un personaj care, repet, are tendințe toxice. Posesiv sau posesivă și poate, într-o anumită formă, a manifestat pasiunea, energia sexuală într-o variantă a sa negativă. În primul și în primul rând, până acum, a văzut femeia ca pe un obiect care îi aduce plăcere sau subiect. Poate că acolo, acasă, de aia zic, nu știu exact dacă ține de educație, undeva acasă sau undeva a avut exemple negative, masculine sau feminine, care au învățat-o să vadă femeia într-un fel insuficient, pentru că femeia înseamnă mult mai mult, ar spune. În acest motiv, probabil că sunt aspecte negative în Taur și în Scorpion, iar posesivitate, sexualitate, dar direcționate greșit, folosite greșit, într-un mod excesiv sau într-un fel negativ. Cu voi sau poate fără voi. Face parte din personalitatea acestui personaj. Poate a experimentat situații în care bărbați, dacă e femeie, iar posibil să fie, vezi trăi și vezi vedea, dar aș spune că nu, rămâne mesajul
așa cum l-am transmis. Dacă este femeie, probabil că alte energii masculine toxice au încercat să corupă aura sa de, să zic, de mister, energia sa vindecătoare, puritatea. Ea a fost, să zic, atacată, afectată sau au încercat alții să afecteze. Însă, acest personaj vă dorește foarte, scopul său este, pentru că vă dorește, scopul este să vă aibă. Poate că v-a dezamăgit cu acest trei de spade, poate că voi sunteți într-o energie foarte înaltă, nu știu, variază de la om la om. Dar dacă sunteți într-o energie foarte înaltă, că văd semnale că există cineva care este foarte conectat la intuiția sa și cu o vibrație înaltă, de vindecător, de înțelept, de om care își asumă o cale și energia și își înțelege energiile, ar putea să fie același personaj, puteți să fiți voi. Dacă voi sunteți aici, își dorește să se împace cu voi. Probabil simte că v-a dezamăgit, că v-a adus stres, că a avut o viață poate prea jucăușă, prea haotică, prea stresantă. Nu doar pentru voi, și pentru alții, și pentru ei, până la un punct. Dar acest personaj vine cu multă dorință, multă dorință, și de la dorința aceasta se naște dragostea. Se naște o formă de dragoste în sufletul acestui personaj și vine cu dorința de a se împăca cu aceasta, de a-și oferi într-un fel sau altul inima pe tavă, pentru că dacă, repet, dacă a fost o dezamăgire cu trei de spade și cu regele de spade, încearcă să își asculte inima, pentru că în inima acestui personaj probabil că voi ați sădit într-o anumită formă o sămânță de dragoste, de emoție, de lumină. Și acum începe să crească și își dorește acest personaj, împăcarea, repet. Dar, și nu doar împăcarea, își dorește angajamentul. Este o stea aici și o cheie, două mâini. Ați luat, interesant că ați ales două brățări. N-aș spune că unul e întuneric și cel care e sau a fost în întuneric, începe să se dezvolte spiritual sau să-și curețe aura. Celălalt este alb, e pur. Vedeți, interesant cum a venit dorința, da? E pe negru, cealaltă șase de cupe pe lumină. Probabil acest personaj are tendința să fie mândru și trebuie să se mai calmeze un pic, trebuie să fie o leacă mai modest. Posibil, în relație cu voi, vă completați unul pe celălalt foarte bine. Nu degeaba ați ales Yin și Yang. Întâmplător sau neîntâmplător, știți bine că nu e întâmplător, au apărut două mâini. Cred că voi aveți cheia la inima lor. Personajul care este un pic în avans are cheia la inima celuilalt. Dar acest personaj vine plin de dorință, îndrăgostit, îndrăgostită, cu dorința de a vindeca multe lucruri, poate chiar de a se vindeca de aceste tendințe toxice, pentru că se spune, detoxifiază-te, și cu dorința de a deschide o nouă lume, o nouă posibilitate. Pentru că ceva se naște în sufletul lor. Îi știți, nu știți? Eu am senzația, după cum arată cărțile, că îi știți. Repet, 20, acesta sugerează o renaștere, o transformare. De la o variantă negativă la una pozitivă, dar asta se face doar cu ajutorul eventual al celui care este în avans, în lumină, conectat la spiritualitate. Cu alte cuvinte, e nevoie de două talere ca să se manifeste echilibru, balanța, da? Nu avem legătură cu balanța, se poate, nu știu, că avem și semn de aer, dar nu asta e ideea. Nu mă fixez pe zodii. E vorba de balanță și atunci nu există. Balanța nu există decât în doi, da? Acest personaj probabil simt că dacă ați avea răbdare, dar bine, veți trăi și veți vedea, ați putea să-i vindecați. Și să manifestați o formă de parteneriat, de prietenie, poate și de relație.
Dar în care cele două forțe, voi și cealaltă persoană, vă angajați serios la această transformare, la această vindecare și pentru unii în timp ar putea să fie o relație serioasă, stabilă, de lungă durată. Dar variază, pentru că, de ce zic pentru că? Pentru că acum acest personaj trebuie să aleagă, poate că și voi, prezența sau revenirea, am senzația că e revenire acestui personaj în viața voastră, dacă este nou, posibil că lasă în urmă un stil de viață. După o mare dezamăgire se hotărăște dorința și dragostea pe care le-o treziți și puritatea pe care o simt în preajma voastră să îi ajute să decidă, că îndrăgostiți înseamnă alegere importantă, să decidă să lase în urmă un stil de viață și să meargă către stea, da? Către vindecare, către misiunea sa. Însă, interesant, după faetonul a venit Marea Preoteasă. În această călătorie către vindecare, trebuie să crească spiritual. Posibil că împreună cu voi vor crește spiritual. Dar ce mai spune această carte? Îmi spune că există o notă de mister. Totul depinde de alegerile. Sunt două cărți care vorbesc despre alegeri și de implicare totală. Totul depinde de alegerile și ale voastre și ale lor. Dar tot timpul. Iar, interesant, iar aveți doi cai, da? Alb și negru, da? Amândoi vă doriți libertatea posibil. Dar ca să creați ceva coerent, aș spune, este nevoie de un pact. Un pact. Este nevoie de în primul și în primul rând de vindecarea, de acest stres, de mândrie, de obsesie, de toate aspectele negative pe care le-a manifestat, să zic, trecutul. Interesant că aveți 36 de două ori. Asta înseamnă 9. Asta înseamnă încheiere de ciclu. 9 pentru mine este Jupiter. Este profesorul. Cu alte cuvinte, creșterea spirituală într-o anumită formă. Clar, această relație vă va aduce o anumită înțelepciune, o anumită creștere spirituală, cu cât aveți mai multă răbdare, be humble, da? Și să nu fiți aroganți dacă ei sunt mai prejos ca voi din punct energetic spiritual, deși nu cred, un om care e spiritual nu este arogant, chiar dacă uneori e perceput așa, din cauza felului de a se purta, un om spiritual nu e arogant. Dar stabilește niște granițe, asta e clar. Și nu oricând stabilești granițe, ceilalți te văd arogant. Dar simt că ceva se naște în sufletul acestui personaj în relație cu voi. Mare dorință, nu zic că e mare atracție, dar cea mai mare dorință este dorința de a renaște și de a se transforma. Sau de a vă ajuta să vă transformați, depinde unde sunteți, că poate voi experimentați aceste energii negative, nu știu. Voi știți, voi vă știți viața, eu citesc cărțile. Acum, hai să vedem totuși încă câteva semnale. Dar ia uite, deci mai interesant. Da, ia uite, și 3-6, da? Iar două numere, dar total diferite. Unul lumină, unul întuneric. Probabil că, repet, unul dintre voi are tendința de a sta în medii toxice, foarte toxice. Personaj inteligent, nu zice nimeni, dar un soi de Wall Street, inteligență de stradă, inteligență de asta căpătată în viață prin provocări foarte negative. Celălalt a căpătat inteligență prin un soi de echilibru energetic. Probabil că s-a vindecat foarte mult. Da? Unul e în întuneric, altul e în lumină. Tot timpul apar opozițiile acestea. Întuneric, lumină, întuneric, lumină. Ia uitați.
Ea albă, el negru, calul alb, calul negru, brățara albă, brățara neagră, celălalt în dorință. Probabil că energia feminină e în lumină, totuși. Da? Energia feminină se vindecă, are capacitatea de vindecare a Marea Preoteasă, celălalt acum învață, eventual, să nu mai alerge după diferite feminine, ci să se angajeze în această transformare. Probabil că are tendința să fie un pic mai orgolios, probabil că se simte, eu știu, dacă e și atractiv, foarte posibil să fie și atractiv persoana sau atractiv, cuceritor, să aibă o leacă de mândrie, mai multă, mai puțină, nu știu, veți vedea, dar, iar, lumină și întuneric. 2 și cu 5, 7, iar faetonul. E un număr spiritual, aș spune, da, 6-7, 6-7, încheiere de ciclu, transformare, alegeri și aș putea să spun că la un moment dat unii dintre voi veți dori să vă angajați în acest parteneriat. Nu pot să zic nici relație, nici prieten, e un soi de parteneriat. Da? În care poate veți colabora, veți fi în preajmă, cât să fiți siguri că îi puteți inspira și vindeca periodic. Dacă o fi relație de lungă durată, veți trăi și veți vedea, dar deocamdată este un mister. Deci faetonul merge către stea. E un mister deocamdată. Concentrați-vă pe vindecare, pe echilibrarea energiilor, pe această inimă. Da? Pentru că, uitați, un personaj ține inima în mână, celălalt ține ce? Ego-ul. Da, ia uitați, ego-ul. De-aia zice, fiți, probabil sunt marcaje în leu. Fiți sau ei ar trebui să fie un pic mai umili. Poate că învățați. Că nu e ca. E interesant, în timp ce vorbesc, apare judecata. Da? Apropo de numărul 20. Dorința de a renaște. Hai să vorbim. Asul de cupe, interesant, dar a venit invers. Dar probabil că ați încercat ceva sau unul dintre voi ați încercat să le oferiți această cupe, ia uitați, voi, nu știu cine. Posibil energia aceasta feminină pură, înaltă, ca și vibrație, a încercat să ofere dragostea, dar personajul în trecut nu a vrut. Da, era, se conecta la alte energii negative, să zic. La un mediu corupt, la, ia uite, prietenii care le-au ros încrederea în ei, interesant. Deci, asul de cupe, dragostea aceasta, sămânța de iubire a fost sădită, doar că pomul iubirii va crește un pic mai greu, cu foarte multă răbdare, commitment, cu foarte multă răbdare. Ia uite, 9 de cupe, ați simțit, ia, dar e lupta interioară, vedeți orgoliu despre care ziceam. Ați simțit multe emoții în preajma, în preajma celuilalt, ați simțit că este ceva predestinat, că este ceva ați dorit și unul și celălalt, dar nu s-a manifestat dragostea. Ea este. Este, plutește în aer, doar că nu e primită. Însă și ea plutește cât plutește. Probabil că acest personaj își dă seama că e cazul. De-aia zic, interesant, apare 3 de spade ca și blocaj. Probabil că a fost dezamăgit de acești prieteni, trădat de cineva. Ia uite, 3 de spade iar apare de 2 ori. Dar e drăguț că l-am curbat atâta. Ia și 6 de cupe. Nu știu acum. Ia uite, Male Preot și Regina de cupe. Nu știu acum. Veți afla în discuțiile pe care le veți purta dezamăgirea de unde vine. Dar cu răbdare se poate manifesta recăpătarea credinței. Acest personaj încă nu are credință în el, în viață, în Dumnezeu. Da, și trăiește sau a trăit în medii toxice. Dar când e vorba de dragoste necondiționată,
Nu judecăm. Și acum apare regele de spade, dar în poziție bună. Aș spune că... Da, trebuie să aleagă. Ia să vedem. Încă o carte. Regele de spade e o carte foarte puternică. Este un personaj cu logică, cu principii, un personaj care știe să comunice, știe să manifeste lucruri de valoare în poziție bună. Da. Acum, probabil că a fost dezamăgit. Își dă seama că și va dezamăgi și pe voi dacă v-a refuzat oferta. Sau pur și simplu, poate nu le-ați făcut nicio ofertă, dar au simțit că este posibil să se nască dragoste și au fugit, cum fac unii oameni. Și s-a manifestat într-o formă sau alta dezamăgirea între voi, dar eu cred că este și o altă dezamăgire din alte relații, pentru că acest personaj trebuie să-și găsească rațiunea, principiile, adevărul, pentru că cei care stau în aceste medii toxice, clar că nu trăiesc în adevăr. Vedeți că și această dorință e în întuneric și egoul, trăiesc în ego, da? Regele de spade, v-am zis, este un personaj foarte înțelept, de vibrație înaltă. Dar asta se poate manifesta, iar cu răbdare, sperând, trei de bâte, sperând că se vor implica, interesant, așa văd acum 10 de bâte, se vor implica. Pentru că nimic nu se face de valoare, nu se face fără implicare. Iar dacă veți afla în comunicare, dacă acest personaj vine de la un drum, probabil distanța dintre voi îi consumă și mai mult, le crește dorința și înțeleg că și-au provocat singur această dezamăgire și această durere. Posibil acest personaj să aibă ochi albaștri pentru unii dintre voi sau verzi? E obligatoriu. Poate chiar interesant, ați văzut brățară și brățară. Poate veți primi vreo brățară, nu știu, când vă veți întâlni sau la următoarele întâlniri, pentru că cine vine, da? Mai dăm o carte pe 3 de spade. Cum poate fi vindecat acest 3 de spade? Sau de ce este 3 de spade? Clarificăm 3 de spade. Luna. Sunt secrete, emoții, frică de emoții, frică de emoții. Da, cu regele de spade clar că sunt frici de emoții. Și, rechinul manifestă varianta negativă a emoțiilor. Emoții adânci, puternice, dar negative pentru că cât fuge... Ia, uite și regina de cupe. Fuge... Ar fi un soi de fugă de dragoste. Și nu doar de dragostea voastră sau a altora. Acest personaj are tendința, sau a avut, să sperăm că se va rezolva problema asta, de a fugi de capacitate... Așa a avut, da. Capacitatea imensă de a iubi, dar probabil că undeva a învățat să nu iubească, să refuze, să... Nu să fiu logică, vreau să fiu logic, dar de fapt nu a manifestat varianta înaltă a regelui de spade, ci varianta negativă cu 3 de spade și regele de spade. Și acest personaj nu pare, adică chiar dacă este nou, vorbim de persoane noi, ori veți afla această poveste, eu știu, când veți sta de vorbă și n-are legătură cu voi, ori v-ați mai întâlnit, pentru unii este foarte, ia uite, asul de bâte, mare, mare dorință, transformare, ia uite, schimbarea energiei, diavolul, energie toxică, banii, poate chiar o căsătorie, poate o mamă, poate familia, obsesia pentru bani, pentru distracții, pentru sex, lucrurile acestea se vor transforma pentru că e o mare dorință pentru voi. Și repet, dorința întârzie un pic dragostea, dar dragostea va veni în timp, prin angajament, prin această vindecare. Așa simt. Da? Iar? Da. Pentru unii, nu pentru toți, posibil,
un semn de apă să-i fi dezamăgit sau să fie avut acolo. Semn de apă pentru că semn de apă care i-a manipulat și oricine poate manipula. Dar există și semnale că probabil, dar, repet, veți trăi și veți vedea. Cineva i-a manipulat emoțional. Mamă, prietenă, da? Marcaj puternic în pământ și apă, personajul din trecut. Dar, repet, variantele lor negative, pentru că și pământul și apa sunt variante, adică sunt elemente necesare. Elemente necesare. Nu putem spune că un element este mai bun decât celălalt. Toate cele patru, hai să zicem cinci, da? Elemente sunt foarte necesare. Dar fiecare le manifestă în felul său, nu întâmplător. Ați ales două prețări, alb și negru. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, da? Vă pup numai bine. Hai să vedem cei care ați ales. Phoenixul. Iar persoană nouă, care, pentru că ați ales Phoenixul, care se transformă clar. Sau care vă ajută pe voi să vă transformați. Nu știu, rămâne de văzut. Haide, hai să vedem cărțile. Acesta a fost primul. Un soi de valet de monede, marcaj în pământ. Și sinele. Iar aș vedea două persoane total diferite. Total diferite. Un personaj, în mod special energie feminină, dar nu obligatoriu. Un personaj, 14, cu capacități de vindecare, care își curăță sinele, își înalță sinele, își alocă timp pentru meditație, pentru înțelegerea energiilor sale personale, interioare, conectare la divinitate, înțelegerea misiunii, nodul nord și nodul sud al lunii, dragonii, cei doi dragoni, da? Și celălalt personaj, aș spune, cu tendințe... Tendința de a fi practic și materialist. Asta n-ar fi rău, pentru că trăim totuși pe acest pământ. Dar dacă te limitezi doar la a face bani și a ține banii undeva într-un loc sigur, sau de a... E un soi de valet. Da? Aici este, de fapt, un soi de administrator. De a-ți administra bunurile fizice și doar atât, pierzi foarte mult în viață. Interesant că aici este numărul 12. Aș spune că este o încheiere de ciclu. Poate în sec... Dar mai vedem. Hai. Am început să vină mesajele. Dar, câinele. Probabil acest personaj are un câine sau iubitor de câini, de animale, dar în mod special câinii. Eventual, pentru unii dintre voi, acest personaj să poată să fie foarte loial în momentul în care se atașează de cineva. Vedeți cărțile Balancing Act, Act și Magic Stream. Interesant acesta în 11 și 18. Tigrul. Oh, o fi în anul tigrului ca mine? Nu știu, nu obligatoriu, dar... O voință foarte, foarte, e voința. Voință foarte puternică. 3 și cu 4. 7. Voința de a merge mai departe, de a sparge blocajele posibile. Interesant, iar este un personaj în spate feminin care face meditație, care lucrează cu energiile, că sunteți voi, posibil să fiți voi și energia voastră se atragă. Văd numărul 11, numărul flăcărilor gemene, nu obligatoriu, nu vreau să vă arunc în ceață, dar pentru unii e posibil... Să fie flacăra voastră geamănă pe care cei care lucrați cu energia voastră să-i atrageți. Și vedeți, aici sunt două stânci. Am vorbit de energia aceasta foarte materialistă, dar care se separă și dau loc spiritului să vină. Probabil că acest personaj, probabil, așa zic, probabil, se va proba în timp, în sensul ăsta, se va proba în timp. Acest personaj își va descoperi o capacitate de decizie, și de a merge către misiunea sa, o voință foarte mare, alături de voi sau neapărat alături, inspirați de voi. Posibil, asta e personalitatea, voință foarte puternică și un fizic foarte puternic și decorativ. Probabil cu aceste, poate nu obligatoriu, decorativ, ce? Hai spune odată, da. Cu tatuaje, probabil, acest personaj are tatuaje sau se desenează, nu dacă se tatuaje, poate sunt temporare, că sunt și tatuaje temporare. Eu acum m-am desenat.
Așa îmi place, dar nu toată lumea se desenează. Dar tatuaje temporare își mai fac sau, eu știu, ce își mai fac. Vedem ce alte mesaje mai vin. Dream a little. Ia uite, interesant, ați fi voi iar aici. 5 și cu 1, 6. 5 și cu 1, 5 și cu 1. Vedeți, interesant, 5 și cu 1 este în oglindă, 15. 15 este numărul diavolului, care adesea poate fi fixat pe chestii materiale. Ego-ul cuiva să fie fixat pe aspecte materiale, pe plăceri lumești, pe plăceri trupești, da? Și celălalt este reflexia sa, este în oglindă, exact opusul, aș spune. Dar 5 și cu 1 înseamnă 6. Printr-un anume tip de dragoste, de energie echilibrată, reușiți să. Să zic să. Probabil că ei încep să viseze la voi. Interesant. Tigrul. Există și acest Magic Stream care are numărul 18, ține de lună, de emoții. Aș lega această carte de energia feminină. Ah, interesant. Și energia feminină atrage acest personaj. Vedeți această linie? Atrage acest personaj. Această carte vorbește despre un act echilibrat, despre justiție. Este numărul justiției. Cu alte cuvinte, te atrag, vino spre mine, dar trebuie să vii corect, politically corect. Pare imposibil, dar cu puterea voinței și cu o putere de manifestare prin ce? Prin meditație, prin imaginație, prin vis, se poate manifesta ceva echilibrat, 8 și 1. Iar emoții foarte puternice. Probabil că visează acest personaj, dar nu știți încă, veți afla. Ia să vedem ce alte cărți mai vin. Da, reality check, apropo de energia aceasta, Capricorn, Taur sau Fecioară, da? Lună plină în Capricorn și Vărsător. Vărsător care poate să mediteze, să caute lumina, să caute alte lucruri, energii, să lucreze cu energiile, trust in the universe. Exact, astea sunteți voi, ăștia sunteți voi. Unul foarte fixat pe material, pe carieră poate, sau pe a avea. Și celălalt pe a simți energiile și a dărui, să zic, într-o anumită, sau a susține frații. Cealaltă carte mai e? Totalitate. Dar a venit invers. Un soi de 5 de bâte, 5 de bâte care, 5 de foc, în general, creează conflicte. Dar în această carte sunt trei persoane. Posibil, vă întâlniți în lumină, în lumină, nu știu eu, lumină, în vis. În momentul în care celălalt renunță, unul dintre voi renunță la o relație karmică. Unul dintre voi renunță la o relație karmică. Tigru, vai ce îmi place că a venit tigru. Faptul că a venit invers înseamnă că deja a renunțat și vine spre voi. Sau voi ați renunțat, sau în momentul în care voi renunțați la relația karmică, începe să se manifeste această întâlnire sau relație. Poate ați întâlnit persoana, dar n-ați creat nimic. Din punctul meu de vedere, când două persoane se întâlnesc, asta e părerea mea, nu știu cum sunt alții. Mie mi se pare normal să creezi ceva. Să echilibrezi și să creezi. Da. În fine. Așa, da, uite ce venise. Regele de monede invers. 7 de cupe, visul, da, visează. 6 de bâte și eremitul. Interesant. Acest personaj deocamdată încă nu s-a angajat cu. Da, nu și-a descoperit întreaga putere. Și poate încă nu are putere financiară suficientă. Dar are opțiuni.
Are multe opțiuni. Dar dintre toate opțiunile, visează să fie cu voi. Pentru unii dintre voi, șase de bâte, ar putea să fie pentru unii, nu pentru toată lumea, un personaj care atrage atenția, care lucrează în public. Și lucrând cu publicul să se izoleze. Pentru că are opțiuni, dar își dorește aceea foarte specială. Și chiar dacă nu lucrează cu publicul și are multe opțiuni, își dorește victorie cu voi pentru că voi sunteți persoana aceea specială. Dar, Eremitul. Iar Eremitul e numărul Fecioare, cartea Fecioare. Probabil are tendințe de a se izola, aș spune un introvertit. Personajul este introvertit, da. Chiar dacă în public arată spectaculos, victorios, atrage atenția, personajul în sine este introvertit. Sau, renunțând la relația karmică sau la celelalte opțiuni, e într-o perioadă de vindecare, de transformare. Nu întâmplător ați ales Fenixul, care se transformă, da? Ca și numere aveți 11, 18, 14, 12 am mai spus, da, 12 care ține de vize, încheiere de ciclu. 34, 7, 6, 9 și 5. Ce se repetă? 6 se repetă și 51. 6 se repetă? Nu se repetă nimic. Prea puțin. Dar Shakti ghidează acest personaj să-și descopere voința și vine cu mare, mare forță în viața voastră, tigru. Hotărât să aibă victorie sau hotărâtă. Acum, dacă e această energie feminină, voința și hotărârea și acțiunile se vor manifesta, simt, pe cale energetică mai degrabă. Dacă energia masculină se va manifesta în fizic. Iar câinele, interesant, vedeți? Câine, câine. E foarte important acest animal. Câinele e un simbol loial. Da, dar poate ține cu... Oh, poate ține cu Dinamo. Oh, nu știu să vedeți că tot e roșu aici. Ops. Mai. Poate ține cu Dinamo. Sau nu are nimic împotrivă dacă țineți voi cu Dinamo. Nu îi afectează. Pentru că sunt în echilibru. Ce mesaj, măi! Mai inspirite, mă! Hai să mai vedem. Da, unul este într-o oarecare confuzie emoțională, spirituală, celălalt, energia feminină în special, și-a găsit echilibru, dar atrage. Nu știu, dacă voi sunteți doamne în energia aceasta, voi atrageți acest personaj oarecum cu scopul de a se transforma, adică cu alte cuvinte, această întâlnire este permisă de univers pentru transformarea, scoaterea acestui personaj din energia masculină în regăsirea echilibrului și mai ales a misiunii sale în viață. Da, repet, ori voi lăsați o energie karmică și în momentul în care vă renunțați la energia veche, vă întâlniți cu acest personaj, ori ei trebuie să renunțe sau sunt pe cale. Veți vedea.
nu pot să spun voi, ei, niciodată, pentru că energiile sunt în mișcare. Și voi sunteți unii bărbați, alții femei, alții mai tânări, mai tineri, mai în vârstă. Zodia, am zis, Fecioara apare de două ori, Capricorn, Taur, Pești, iar într-o anumită formă, Vărsător, deci spre Vărsător, aș spune. Leu, într-o anumită, poate să fie și ascendent și orice altă planetă prin zodia leului. Ceva balanță. Pești am zis, da? Casa 12-a cu visul și cu spiritualitatea. Hai să vedem despre acest personaj. Ce mai aflăm? Deci, foarte determinat. Uf! Foarte. Ce am mai de ridic vocea? Nu asta vreau să fac, ia. 9 de bâte, 3 de cupe, 8 de bâte, 6 de cupe. Wow! Au fost acest personaj a experimentat niște blocaje, poate și voi ați blocat, dar e foarte determinat să, a zis, să dea orice stâncă, orice munte, orice blocaj, să dea la o parte și să vină. Uite, 8 de bâte, să vină, ia uite, chiar sare, nu știu, sare, zboară, ce face, aleargă, în fine, să vină cât mai iute, iute ca gândul, are această voință, are această determinare. Da, determinare. Aș spune că, dacă ar fi să caracterizez acest personaj, este foarte determinat, cel puțin în relație cu voi. Trei de cupe. E o întâlnire cu sufletul pereche, da? Să se întâlnească, da. Își dorește foarte mult să se întâlnească. Poate că v-ați mai întâlnit, v-a separat un drum și acum iar vreți să vă întâlniți cu 3 și cu 6, da? 3 și cu 6, 9. Vă veți simți foarte bine când veți fi împreună, dar... De-aia apare și eremitul. Este o tăcere între voi în acest moment. Visați, nu? Poate că ambii, posibil că amândoi să visați. Posibil că amândoi să visați unul la celălalt sau să vă intuiți sau să vă simțiți energiile. Cu siguranță vă simțiți energiile. Ce mai venise? Asul de monede. Wow! Nu știu, dar exact cum să formulez. Pentru unii acest personaj vă va oferi posibilitatea să începeți o nouă relație. O relație cu iar potențial de abundență maximă, de dragoste. Împărăteasa înseamnă dragoste, dragoste necondiționată, dragoste foarte înaltă. De victorii că am văzut 6 de bâte. Dar nu-i vorba doar de asta, că am văzut de la început încă această posibilitatea de a crea bani, de a avea succes. Ia uite, justiția. Iar apare justiția. Wow, și mare preot? Mai, cărțile arată posibilitatea să vă căsătoriți, dar nu. Împărăteasa, mare preot și justiția. Dar pentru asta, iar... Trebuie să se manifeste dreptatea dacă mai e o altă căsătorie și deva trebuie să se despartă de persoana karmică, iar justiția înseamnă și separe și separeuri de... Da? Am zis, băi, e ceva care vă bruiază aici o musculiță și probabil și în viața voastră o relație karmică. Da? Iar, ca să fiți în lumină, ca să fiți în adevăr, ca să creați, nu știu, acel frumos care se poate crea. Luna arată un soi de... de mister, dar e și speranță. Văd și un curcubeu. Există speranța că veți fi împreună. E speranță. Da. Și iar apare interesant, vedeți cum totuși există confirmări. Ați ales Fenixul, care înseamnă transformare, da? În această carte am făcut un desen foarte asemănător, dar nu știam că înseamnă asta, nu aduc aminte desen. Aveți Egreta, care într-o anumită formă reprezintă transformarea în cultura asiatică, în filozofia asiatică, transformarea. Și tot așa, energie pură.
Marcaj, iar, în taur, în balanță, într-o anumită formă a unuia dintre voi, dar în special acest personaj are planete în leu, aș spune, poate și în săgetător, pentru unii, pești, drac, scorpion, taur, nu, taur, mai ce am, fecioară. Vrea să stea ascunsă fecioara, da? Ca eremitul. Taur, fecioară sau capricorn? Măi, nu știu de ce. Da, este interesant. Șapte de spade. Foarte obsedat, foarte atras de voi, iaute 5, diavolul și asul de bâte. Foarte atras de voi acest personaj, într-un hal fără de hal, dar îi atrageți. Ei simt că e atracție fizică sau au simțit că e atracție pur fizică, dar nu este doar fizică, este emoțională, spirituală. Ei n-au înțeles că, de fapt, a ajuns numărul 22 la izvorul, la un izvor în care ei, adăpându-se energetic, emoțional în acest izvor, să zic, al apelor voastre, al spiritului vostru, aura voastră, dacă sunteți doamnelor aici, pentru că energie feminină înaltă aici, dar acest personaj se poate transforma. Deocamdată a fugit. Din ce motive? A fugit probabil ca să-și rezolve niște chestii care țin de karma, justiția, karma, au de rezolvat ceva. Însă când vor veni, vor veni cu mare determinare. Oricum, și acum sunt dispus să sparg orice blocaj ca să vină spre voi. Da, mai e o altă persoană, sunt trei de cupe deocamdată, dar, vedeți, sunt trei și trei. Dar, și justiția, de două ori apare, confirmarea că balanța trebuie să se echilibreze și se va echilibra. Vor lăsa în urmă acel personaj ca să vină spre voi, pentru că lângă voi copilul interior se simte vindecat și nu doar copilul interior poate să se maturizeze și să facă copii. Copii fac copii când se fac mari. Da, când se maturizează. Interesant. Da, cam asta e deocamdată. Sper că v-a plăcut. Și ținem legătura ca să-mi spuneți ce și cum a fost. Pentru unii dintre voi, dacă aveți de-a face cu o doamnă, probabil că are părul mai roșcat, tendința să fie mai roșcat. Pentru unii, iar văd ochii albaștri sau verzi. Ia ideea asta cu cățelul. Cățelul cu animale, probabil că iubiți animale sau în mod special căței. Dar. Interesant ce mai simt. Simt că acest personaj, într-o anumită formă, la un moment dat, cândva, v-a visat. Veți primi confirmare. Unii, nu toată lumea. Da? Gata, vă pup numai bine. Hai să vorbim despre numărul 3, cei care ați ales, cei doi cerceluși, diferiți, dar amândoi luminatori. Hai să vedem ce cărți erau. Nu, aceasta a fost așa, așa și așa. Deci, masculin, feminin, multă, multă pasiune, un personaj foarte, foarte pasional. Probabil de la distanță, care trebuie să-și facă timp. Nu văd aici timpul. Nu știu, vedem ce cu acest timp. Foc, pământ. Stormfields. Și strategie. Vedeți cărțile? Bate lumina.
Dumnezeu vorbește. Numărul 33 să însemne ceva pentru unii dintre voi. Iar văd 3, 3, 3. Chestiune de comunicare. Take a breather. Da, sunt niște chestiuni toxice aici. Sunt neapărat. Și keep your heart open. Balanță, rac. Posibil acest personaj pentru unii dintre voi să fi trecut prin mari furtuni în viața sa. Prin mari furtuni și să fi învățat... Da, vedeți ce interesant, furtună și aici umbrelă? Wow! Și să fi învățat să-și creeze o strategie de apărare. Un fel de a fi care nu este... Interesant cum simt. Nu este autentic. Dar este foarte necesar să facă față. Posibil acest personaj aici este o chestiune. În călătoriile, călătorie, da? Vedeți, aici este o călătorie, este o cale în întuneric și o cale în lumină. Mura, nu mai sfărăi, te rog. Aș spune un personaj foarte adaptabil, dar deocamdată transformarea sa, Mura, nu mai sfărăi, se întâmplă, se întâmplă pur și simplu. Ce-ar mai fi? Ia uite, posibilități, dar trebuie să aleagă, trebuie să aleagă. Apropo de două cărări, da? Apropo de două cărări, acest personaj trebuie să își facă și planuri de călătorie să vină spre voi, dar trebuie să aleagă. Probabil într-o energie karmică care îl ține blocaj, într-un blocaj, în manifestare, dar e timpul să descopere acest foc interior, lumina, că lumina e foc, e energie. Să-și deschide sufletul și să-și echilibreze energiile în el, masculin și feminin. Deci acest personaj oricum are mare potențial, dar aș spune că încă nu e autentic, încă nu s-a descoperit nici în fața voastră, nici în fața sa. Posibil e mai... Va trebui să vedeți dincolo de aparențe, aș spune. Dincolo de aparențe. Dar cu steaua și cu luna, că tot ați ales steaua și luna, aș spune că intuiția voastră a ambilor... Dar, vorbesc totuși despre voi. Intuiția voastră vă spune că este ceva special. 33 în general e număr maestru, deci este ceva special. Dar 3 și cu 3 înseamnă 6, numărul îndrăgostiților. Intuiția vă spune că, deși încă, nu știți exact care e personalitatea lor, poate nici nu știu, nici ei nu știu exact care e personalitatea lor, nu știu, variază de la om la om. Pentru că aici este o latură. Sunt două aspecte. Personajul se manifestă cu voi frumos și cu alții cum trebuie, eventual. Dar important este acest personaj să-și descopere această energie. O are, dar simt că încă e nedescoperită. Masculin și feminin. Un foc creativ. Un foc foarte puternic. Probabil că e timpul, în curând, vă veți întâlni, va veni de la o călătorie... Sau după o călătorie de-a voastră, sau voi faceți o călătorie, chestiune de călătorie, și vă întâlniți cu acest personaj. Așa, ce cărți veniseră? Asul de spade. Iar apropo de vorbă, probabil că va fi o comunicare între voi. Dar comunicarea asta... Zice intuiția, în primul și în primul. Dumnezeu vorbește prin intuiție, da? Intuiția voastră vă spune că a venit timpul să se manifeste, să zic, o pasiune între masculin și feminin și o reechilibrare între voi, dar nu doar atât.
care era? Așa, 10 de spade, asul de spade, 10 de spade, 4 de monede și 8 de monede invers. Am zis că acest personaj a trecut prin foarte multe probleme. Ia uite, printr-o furtună, prin 10 de spade, prin mari dezamăgiri. Probabil într-o relație karmică, probabil acasă, probabil pentru bani. Probabil, interesant, că sunt două cărări. Se presupune că la un, și aici la, pe cărare e o casă. Probabil că cineva pleacă de la o casă pentru o altă casă. Iar sunt doi de bâte, două posibilități. Dar e fain, aș spune așa, intuiția vă spune că ce a fost în trecut rămâne în trecut și la voi și la ei și se poate manifesta ceva nou. Iar apare ideea asta de casă și de comunitate, dar comunitate părăsită, aș spune la 4 de monede, așa simt. O comunitate părăsită, o familie, o casă, ceva părăsit pentru a-ți recrea stabilitatea ta. Am senzația că acest personaj trece în acest moment, și cărțile arată, prin mari transformări. Dar cu soarele și cu luna, care sunt doi luminatori, simt că și unul și celălalt vă ghidați. Vă ghidați și vă luminați într-un fel. Ce vreau să spun cu 4 de monede? Dacă acest personaj trebuie să lase în urmă ceva, știți, atunci când lași ceva în urmă, pleci în călătorie sau vrei să mergi în călătoria vieții tale, să-ți faci o nouă casă, o nouă, ceva nou, la drum sau, în fine, în altă parte, e cea mai valoros. Și printre valorile pe care și le ia acest personaj, sunteți voi. Așa simt, sunteți voi. Trebuie să... Va fi foarte precaut acest personaj. Cu 8 de monede nu se va implica de la început, tocmai pentru că a trecut prin mari probleme, probabil că are și probleme financiare, dar e acest as. Sentiment de victorie, de adevăr, de dreptate, de înțelegere a unor lucruri. Și ia țin să scot în evidență ideea de transformare, de ieșire din întuneric către lumină. Da? Întuneric, lumină, întuneric, lumină. Și am început cu lumina. Aș spune că acest personaj deja a auzit. Deja a auzit. Iar întuneric, lumină. Dacă până acum și-a creat strategii cum să supraviețuiască în mediile prin care a fost și furtunile, să zic, și furtunile și taifunurile prin care a trecut, da? Cred că în relație cu voi există o notă de optimism. Există o notă de optimism. Chiar dacă există circumspecție, chiar dacă există o oarecare reținere, chiar dacă încă nu investește total, pentru că probabil că trebuie să se concentreze pe noua cale personală sau nu vrea să mai fie rănită. E o notă și de speranță și de circumspecție. Dar într-un fel e bine. Da. Interesant. Hai să vedem. Curățăm cărțile. Interesant, acum apare asul de cupe. Se poate manifesta dragoste între voi, dar deocamdată trebuie manifestat adevărul, asul de spade. Adevărul. Unul dintre voi posibil să poarte ochelari, unul dintre voi să poarte turbane, știți că și mie îmi place să port turbane.
și multe brățări și multe... aș spune bijuterii mai ciudate. Dar ce simt? Simt aici este energie feminină care trece prin niște... Aha. Deci eu, în mod special, aici simt energie feminină. Singur masculin și aici masculin și feminin. Singur masculin apare. Vedem și ce alte cărți apar. Dar aș spune energie feminină care trece. Trebuie să aleagă dintre două drumuri. Două drumuri, două case, două joburi, două relații. Poate, nu obligatoriu, nu văd relație în sine, văd casă mai degrabă. Între două case. Lasă o casă pentru, ca să meargă într-o altă casă. Adică lași o țară ca să te duci în altă țară. Lași un oraș ca să te duci în alt oraș și atunci trebuie să stai undeva. Dar se poate întâmpla ca și la mine, să schimb, da, cartierele, locațiile în același... Da, se întâmplă. Eu acum părăsesc locul în care am stat până acum pentru acesta în care trebuie să... Da. După ce termine talarea, să dau cu lavabilă. Din acest motiv am spus, această persoană este precaută și e normal să fii precaut după ce ai fost rănit. Probabil marcaj puternic în rac, foarte sensibil și balanță cu rac și cu balanță extrem de sensibilă. Există o tendință de a se închide, tendința racului de a se închide. Vedeți și aici, aș ține poșeta lângă ea, tot ce, eu știu, consideră mai valoros să-l ține lângă ea. Dar sfatul este, probabil că nu doar sfatul și conștientizează persoana, că trebuie să aibă inima deschisă, să nu se închidă de tot din cauza dezamăgirilor. Și asta ține, să zic, și de... intuiție. Intuiția îi spune că se poate ceva în relație cu voi, dar cu... Vă trebuie să comunicați deschis cu asul de spade, că a venit primul de fapt. Trebuie să comunicați deschis și ce a fost în trecutul vostru și ce a fost în trecutul lor. Ca să găsiți calea de mijloc. Da? Unul vine, să zic, poate din lumină, altul din tuneric. Nu zic că acest personaj musai vine din tuneric. Dar în această perioadă trece 9 și cu 3, 12. Da, prin mari transformări, care țin de transformare spirituală. Hai să vedem. Îmi place această carte, 33. Și pentru că sunt două numere de 3, avem un masculin și un feminin, simt că voi împreună vă puteți echilibra. Și iar despre acest personaj foarte creativ, pentru mine această imagine mi-a adus aminte de un disc de aur, de un CD, nu știu cât face muzică, dar poate să facă o anumită formă de artă. Și în acea formă de expresie să-și echilibreze energiile. Vorbim acum totuși despre personalitatea acestui personaj. Ah, interesant ce mai simt. Simt că acest personaj, văd roșu, 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 roșu. Și roșu, iar roșu și aici. Dar aș vedea roșu ca un soi de scut. Probabil acest personaj creează impresia. Ori dă... Să explic un pic. Mai mura termina. Își pune un scut. Își creează un scut protector. Umbrela asta e un scut. Asta e tot ca un scut. Discul văd acum ca pe un scut. Rochia aceasta roșie și poșeta. Și aici ar discuri, scuturi. Își creează scuturi protectoare. Poate chiar și în relație cu voi.
Chiar dacă, repet, intuiția spune că se poate ceva, probabil că și voi simțiți că se poate, dar există un scut. Și aici este un scut energetic interesant. Însă inima are un ceas, e timpul. E timpul probabil să iubească, nu știu, vedem, că tot a apărut asul de cupe, dar hai să vedem. Da. Da, trebuie să aleagă între două drumuri. Iar două drumuri. Repet, e foarte important. Și facă planuri de călătorie, să-și mute lucrurile, știți cum e. Sunt multe, dar e o dezamăgire aici. Se vede și la 10 de spade că e o dezamăgire, dar pe care sper să o rezolvați. Ia să vedem. Așa. Asul de spade de două ori, nevoia de comunicare și Dumnezeu vorbește speak, da? Iar nevoia de a vorbi. Nevoia sau... Este foarte important, nu știu cât simțiți voi nevoia, poate că ei simt, dar este foarte importantă comunicarea, cât mai clar, Dumnezeu e lumină, da? Comunicare clară, clară, dreaptă, corectă și despre trecut, și despre prezent, și despre ce se poate manifesta în viitor. Ia uite, nebunul! Măi, aici e chiar o persoană nouă. Cinci de spade? Deci, acest personaj ar risca cu voi. Ar risca. Dar, vedeți voi, soarele ăsta este înspre aș. În urmă, trebuie să lase niște conflicte. Niște influențe negative. Poate că este urmărit de alte persoane, de foști, de foste, de, eu știu, familie, de colegi, de oameni care invidiază. Cinci de spade. Mai este, în plus, mai este un conflict interior și în sine acestui personaj. Conflict interior. Să încep sau să nu încep să stau și să studiez și să urmăresc și mai vedem ce mai fi. Să încep să risc și să manifest asul că apare de două ori sau să mai citesc, mai urmăresc, mai stăm de vorbă, mai la la la. Aici este conflictul. Și la valetul de spade care este o exprimare simplă, nu? E asul, da? Da, apare și 8 de monede invers și 4 de monede. E o reținere între a începe, dar e frica. Aici este frica, că apare Take a Breather, apare luna. Frica de dezamăgire. Este o frică că va fi dezamăgit sau dezamăgită. Din cauza situațiilor prin care a trecut acest personaj. Este frică. Ia uite, trebuie să echilibreze. Pasiune există, ia uite, foarte mare. Și comunicare emoțională, dar iar este o rană mare. Din cauza unei figuri masculine în viața lor. Puteți să fiți bărbați, puteți să fiți femei. Energiile masculine nu înseamnă doar iubit sau... Soț, poate să fie și un tată, poate să fie și un profesor, poate să fie un personaj care i-a influențat. Simt nevoia de încă o carte. De fapt, ia, dă-mi pe 5 de spade. Clarificăm 5 de spade. E un conflict aici, o influență negativă la care trebuie să renunțe. Și ia uite, 4 de monede. Nu se poate deschide, ia uite. Între două suflete perechi. Și în regina de monede. Ia uite, și ați ales steaua. Da, sunt conflicte, pentru că această... Vedeți, ați ales steaua. Și luna, vă mai zic, că n-am vrut să mai zic, da. Sunt frici,
Sunt frici. Deși simțiți intuitiv, simțiți că această relație vă poate vindeca, vă puteți vindeca unul pe celălalt. Unul probabil că are ochii albaștri, iar văd ochii albaștri, unul posibil ochelari, unul poate este, are părul gri sau a început să încărunțească, unii încărunțesc mai repede, da? Dar această poveste dintre voi creează multe conflicte și totuși are potențial de vindecare steaua, da? Ați ales steaua. Aici este și frica și confuzia și pentru unii posibil să fie ori o mamă foarte posesivă, ori o fostă prietenă sau un fost prieten, o relație karmică, un personaj karmic foarte posesiv care influențează. Pentru alții, conflictul este că acest personaj financiar încă are de rezolvat niște probleme, pentru că, repet, este între două lumi acum, aș spune, între două lumi, două cărări, două direcții, două case, două joburi. Și atunci este greu. Cine n-a trecut prin așa ceva nu înțelege, dar sper că totuși am de-a face cu oameni maturi. Sper că filmează în continuare. Mă dăm o carte. Ia uite. Au venit mai multe. Pentru unii e posibil să fie un personaj încă în viața lor. Nu pentru toți. Care a încercat să-i domine. Care a încercat să-i domine. Da. E a treia persoană. Nu sunteți voi, nu sunt ei. E o altă persoană care influențează relația. Un personaj dominator cu aspecte puternice în semn de foc. Dacă o să vă povestească despre acest personaj, are planete în berbec, leu, taur. Poate scorpion, poate, în fine. Un personaj autoritar, foarte autoritar. Bărbat, femeie, nu contează. Un personaj foarte autoritar. Ar putea să fie alt personaj, să fie două personaje, o mamă posesivă și un personaj autoritar, care îi influențează și din cauza asta să creeze conflicte. Ce ar mai fi în plus, conflictul interior ar fi că au probleme financiare și vor să-și rezolve mai întâi problemele, să nu fie doar patru, să fie regină de monede, da? Că așa se întâmplă când investești, că na, și eu știu, trebuie să cuperi cu tare, cu tare, cu tare, cu tare, să vă ruiesc la, da? Când schimb locul, schimb direcția, una la mână, aspecte financiare, dar care se pot rezolva în timp. Și ar mai fi alt conflict interior, ar fi, da, își doresc întâlnirea dintre voi, trei de cupe, de fapt reprezintă o mare bucurie. Între voi doi există această mare bucurie, acest potențial. Dar nu doresc doar trei de cupe, doresc o relație în care bărbatul este în energia sa cea mai înaltă. Dacă sunteți bărbați, vă doresc în energia voastră cea mai înaltă. Vă doresc să conduceți o familie, o relație, să vă implicați dacă sunteți bărbați. Și vă gândiți la o femeie. Dacă sunteți femei, conflictul ar fi dacă pot ei să se implice și să crească până la această... Dacă au probleme financiare, trebuie să se implice mult mai mult ca să ajungă, da, la împărat, nu doar regină, nu doar, da? Înțelegeți? Să fie protector, să fie inspirant, să fie alfa, masculin și să manifeste și un soi de înțelepciune, nu doar aspectul financiar. Împăratul este mult mai mult. Este un conducător, da? Și aici este un conflict legat de capacitatea cuiva de a conduce, de a se conduce, de a-și controla viața, de a-și crea regulile sale. Da, sunt niște blocaje care trebuie depășite. Și valetul de spade? Încă o parte pentru valetul de spade. Posibil să fie o distanță între voi cu 2 și cu 3 de bâte. Și iar, sunt două monezi.
3 și 4. A spune că, da, vedeți că are o casă. Este o casă care este părăsită și este o casă care se va manifesta. Probabil că veți fi împreună la un moment dat. Pentru că asta e ultima carte care a venit, 4 de băte. Veți fi împreună, vă veți întâlni și veți fi fericiți. Dar, iar, ideea de drum, de călătorie, părăsirea unui loc pentru a manifesta un alt loc. Clar. Mă bucur că s-a clarificat totuși. Pentru că aveți lună și stea. Luna reprezintă mama pentru unii. Probabil că cineva trebuie să lase casa natală pentru, eu știu, posibilitatea de a crea o nouă relație, o nouă casă cu, eu știu, persoana predestinată, că este steaua. Sau dacă nu e mama, poate să fie o relație ascunsă, să fie o relație karmică, confuză, cu multă suferință, cu multă neînțelegere. Și atunci trebuie aceasta eliberată ca să se, sau trebuie, să, trebuie lăsată în urmă cu 3 de băte și 2 de băte, alegerile, da? Pentru a manifesta energia predestinată. 4 de băte este cuplu flăcărilor gemene. Dar cuplul acesta este foarte încercat, flăcările gemene sunt cele mai încercate. Așadar, cam atât. Dar nu vă aruncați încă la etichetări. Am spus că e posibil, dar până la urmă 4 de băte e o casă faină în care sunteți fericiți. O relație frumoasă. Dar, repet, un pic testată în această perioadă. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ceau, ceau!